Da, ducem greul de aici, de sus, Raluca. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bun găsit, vă spun, la obișnuita noastră întâlnire de miercuri. Spun obișnuita că de obicei, pentru că de obicei miercuri de la această oră, de la ora 19, vorbim despre mediu, despre agricultură, despre protecția mediului, de ce nu, despre lucruri care se întâmplă toate, dar absolut toate, în natură. Nu vom face excepție nici astăzi, pentru că vom vorbi pe de o parte despre schimbările climatice. Ați observat, acest lucru nu mai este o noutate pentru nimeni dintre noi. Rubricile meteo difuzate de către principalele televiziuni sunt urmărite cu asiduitate de către dumneavoastră și de către mine, de ce nu? Pentru că nu mai e o regulă, dacă e primăvară, să te îmbraci ca primăvara, la fel nici ca toamna, și vorba unui clasic în viață, iarna nu-i ca vara. Bun. A venit momentul să vă spun că vom vorbi și despre agricultură, despre cum a fost acest an. Cele două lucruri despre care vom povesti astăzi practic se întrepătrund, dacă vorbim de agricultură, despre vreme. Alături de mine pentru această discuție, domnul profesor universitar dr. Ilarie Ivan și domnul Narcis Maier. Bună seara, domnilor, bine ați venit! Bună seara! Narcis, mai trebuie să precizez, șef serviciu prognoză la Centrul Meteorologic Regional Cluj, Transilvania Nord, și vorbim așadar despre cum a fost anul acesta. Domnule profesor, începem cu agricultura. Ați mai fost în acest platou de-a lungul acestui an. Îmi spuneați că se anunță o recoltă destul de bună sau înspre foarte bună. Acum a venit momentul bilanțului. În agricultură bilanțul se face mai repede de 31 decembrie. Da, 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 da. Chiar dacă nu s-au tăiat încă toți porcii, foarte mulți porci urmează să se taie. Încă în această... Anul ăsta s-au tăiat foarte mulți, din păcate. An agricol foarte bun, un an în care România a făcut cea mai mare producție de porumb din Uniunea Europeană. Am fost pe locul 3, da, categoric, am depășit Franța. An agricol în care am fost pe locul 3 la producția de floarea soarelui și soia, și pe locul 4 la grâu. An agricol în care a crescut cifra, deci pe cifrele pe 9 luni, cifra de afaceri la toate firmele, în care a crescut exportul, an în care, datorită unor măsuri excepționale luate de conducerea ministerului nostru, de personal, de domnul ministru Daia, unul dintre cei mai hărnicuți miniștri din acest guvern. Așa, ne gândim la acel program cu tomatele, care a făcut să scadă, a fost un succes extraordinar, peste 15.000 de cultivatori, din care, lucru foarte bun, câteva mii de tineri, din care aproape 1.000 veniți din afară, din care lucrau în afară. Acest program cu rasele de porci autohtone, Basna și Mangalița, făcut special pentru a păstra, menține aceste rase cu o calitate a cărnii deosebită, și cred că am discutat odată. Apoi programele de irigație, programele anti-grindene, faptul că s-au dat la timp subvențiile, garantarea creditului agricol pentru cumpărarea inclusiv de teren, foarte multe măsuri bune luate de ministerul nostru. Nu este o laudă, sunt adevăruri pe care le poate constata toată lumea, și vreau să vă spun că cei care nu simpatizează la nivel maxim pe domnul ministru Daia sau la nivel politic, zic că este un ministru pe care și l-ar dori cu toții în cabinet. Noi trebuie să scoatem în evidență și faptul că în acest an am avut un regim de precipitații destul de bun. A fost chiar poate prea bun în climele la perioada de recoltare a păioaselor, când puțin s-a încurcat, au fost ceva pierderi de calitate la cereale prin acea încolțire în spic. Aș vrea să menționez că pe lângă aceste lucruri foarte bune, și datorită temei anunțate noastre, o să vorbim probabil de schimbările climatice, peste 40.000 de hectare au fost calamitate, fie datorită secetei, fie datorită grindinei, fie datorită inundațiilor. Sigur că ministerul nostru a demarat toate formalitățile necesare ca cei proprietari să fie despăgubiți, o parte din despăgubiri venind chiar de la Uniunea Europeană. Vă întrerup pentru că aici este o problemă pe care vreau să o discutăm un pic mai punctual, pentru că la un moment dat vorbeam despre asigurarea producțiilor agricole. Puțin din cei pe care îi știu eu, agricultori din zonă, fac acest lucru, și datorită, în special datorită costului, ceea ce presupune asigurarea unei suprafețe de 100, 2, 3, 4 hectare. Vorbim așadar, deocamdată, Narcis, spunem din punctul vostru de vedere al meteorologilor, cum a fost anul acesta?
Da, în primul rând a fost foarte cald. Pe medie putem zice că terminăm anul cu 2 grade în plus față de normele climatologice și nu normele cele mai reci, ci normele cele mai calde, adică 81-2010. Deci, normele cele mai optimiste. Deci, cu cele 2 grade spun multe. Practic n-am avut nicio lună sub norme. Toate au fost cu de la 0,1-0,2 grade peste normă până la 5-6-7 grade peste norme, vorbind la temperatura medie a unei zile sau. Iar din punct de vedere al precipitațiilor, putem zice că am trăit o nebuloasă, să zicem așa. De ce? Am avut foarte puține luni cu depășiri de norme. De exemplu, pentru Transilvania, din 11 luni, că luna decembrie încă nu se pune, am avut 3 sau 4 luni cu depășiri ale normelor climatologice. Dar una dintre depășiri a fost de 100%, luna iunie, deci în loc de în jur la 100 de litri pe metru pătrat pe arealul, pe întreg arealul Transilvaniei, am avut 200 și. Deci am depășit cu 100% cantitatea de precipitații pentru luna respectivă. Ceea ce a făcut, dacă tragem linie pe finala celor 11 luni, putem zice că suntem în excedent față de norme. Așa. Cu toate că, practic, cantitatea respectivă de 100 de litri a înlocuit sau a lipsit adus în august, în septembrie. Din iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, toate cantitățile au fost sub normele climatologice. Asta e ca o medie. Media sigur, nu spune că sunt zone și în Transilvania sau în Maramureș în care cantitățile de precipitații care au căzut au fost și au depășit normele, dar au fost zone în care aceste cantități de precipitații au fost mult sub normă. Dar asta este, cum se zice, climatologia. Într-o parte mai mult, într-alta mai puțin. Da, dar una peste alta, așa ca medie, a fost un an destul de propice, dar a fost destul cu schimbări majore. Diferită distribuție, cumva. Deci aș interveni cu permisiunea noastră. Deci, ca dascăl de mediu, fenomenul de încălzire globală este peste tot. Se pare că în ultimii 50 de ani temperatura globală a crescut cu peste 1 grad Celsius. Creșterea este în continuare manifestă. Fiecare an este mai cald decât precedentul. Sigur că acest lucru duce și la evaporație suplimentară și la un număr de precipitații mai mari. Din păcate, distribuția acestor precipitații nu este în favoarea agriculturii, că la noi în lunca Bărăganului sunt 3-400, ce când sunt 500 în gănici nu-i rău tare. Sigur, în zonele mai înalte trece de 1000 de litri pe an, dar acolo nu prea ne trebuie atât de multă apă, iar media e destul de ticăloasă în acest sens, cam ca și sutienul la femeie, adică ascunde tocmai esențialul, sau cum este o poveste foarte drăguță, zice, dacă cu o parte a corpului stai poplită încinsă și cu o parte pe un cub de gheață, pe medie s-ar putea să fie bine. Da, corect, așa. Da, acum gândindu-mă la ce spuneați cu 50 de ani, practic eu mă aduc aminte când eram copil, știam că vine 1 decembrie, clar, începea și zăpada, până în 10 cu siguranță începea, cred că ți-a dus și tu aminte, Narcis. Dumneavoastră sunt convins că ați prins și ieri mai... Mi-aduc aminte pe clasa 1, 2, 3, 4, 5, tata se ducea cu boi să deschidă cărare, era zăpada de 1 metru și mai mult de 1 metru. La asta mă refer. Și dacă dau ca exemplu... Aveau vorbă francezi, unde sunt zăpezile? De altă dată, da. Și dacă mă refer doar la anul, la iarna anului 1989, pe care cei mai mulți dintre noi, mă rog, care au trăit acea perioadă și-o aduc aminte, ei, deja este un exemplu că atunci a fost o iarnă blândă, era practic o toamnă, să zic, la vremea respectivă, în decembrie 89, toate evenimentele de atunci.
Da, dar vedeți că schimbările sunt destul de, de majore. Asta tocmai de la, să zic, e vorba de 20 și de ani, 30 de ani, ceea ce mă privește. Nu numai pe distanțe de ani, și pe distanțe de câteva zile. Acum câteva zile am avut temperaturi în zona depresionară, am scăzut până sub minus 20 de grade, da? Acum am urcat iarăși spre 9-10 grade, cum am avut ieri. Mâine și poimâine iar scădem în zona depresionară sub minus 10 destul de, de bine. După aceea din nou iarăși o încălzire, așteptăm polei, așteptăm ninsori la munte, deci va fi destul de... Și intră în drepturi, practic, din câte îmi spui, cam și intră în drepturi. Acum, bineînțeles că toată lumea, și eu l-am întrebat, primul lucru, când ne-am întâlnit, nu ne-am mai întâlnit de mult, o să avem zăpadă de Crăciun. Hai, spune-ne și treaba asta, că e important pentru Depinde mulți. Depinde unde vom fi de Crăciun. Păi, hai să vedem, pentru ce dacă, că dacă vom Crăciun. Fi la munte, vom avea. Acum, nu neapărat, dacă nu ne îngrijim, nu neapărat și de schi, da? Zăpadă va fi. Mai ales că următoarea săptămână așteptăm să fie precipitații destul de multe la munte și predominant sub formă de ninsoare. Din păcate, în apropierea Crăciunului, modelele numerice dau o încălzire. O încălzire a vremii exact în perioada respectivă. Și pe lângă această încălzire, în afară de faptul că cred că o să avem ceață, atunci în zona joasă nu să fie zăpadă. Deci în zona joasă, în zona orașului, nu vom avea zăpadă. Da, la munte va fi. Oricum, meteorologia și prognozele meteo se pot schimba. Deci e suficient o ușoară deplasare a una dintre centibarici care evoluează acum și s-ar putea ca să ne trezim cu o adevărată iarnă, că doar un pic ne desparte, că partea de est, în zona de est a României, exact. Acolo este iarnă și se pare că și va fi și de Crăciun. Deci această încălzire globală, cu permisiunea noastră să intervin, produce foarte multe necazuri, unele vizibile, unele care încă nu le vede toată lumea. Deci pe lângă creșterea aceasta a temperaturilor apar fenomene meteo-noi, apar secete și inundații cu frecvențe nemai întâlnite până acum în țara noastră. Într-o zonă este o secetă cumplită, în ploua de luni de zile, culturi, cum spuneam, calamitate, de altă parte, inversul, precipitații abundente, inundații. Asta este prima. Doilea fenomen este fenomenul de deșertificare, mărirea distanței dintre temperatura de noapte și temperatura de zi, cu pierderea fertilității terenului, mai ales pentru anumite tipuri de culturi, care nu se mai pot cultiva cum se cade. Are loc la nivel global, dacă vreți, o deplasare a terenilor fertile înspre poli. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem încă foarte bine situați aici, terenul nostru în cauza fertilității, din acest punct de vedere și mai ales din punctul de vedere asigurării apei datorită rețelei hidrografice, dacă Dumnezeu ne dă minte ca să ducem și sistemul de irigații pe care am putea să-l punem până în capăt. Fenomene meteo noi, ne gândim la tornade, care nu au fost niciodată în România până acum câteva zile, ne gândim la furtunile acestea oceanice, ciclonuri, taifunuri, care au făcut pierderi de foarte multe miliarde de dolari. Toate acestea se datoresc fenomenul acestuia general de încălzire globală cu care nu este de șagă. Sigur, noi, din punct de vedere al mediului, putem judeca aceste probleme ca fiind globale, unele pe toată planeta, afectarea topirea ghețarilor din capetele planetei sau gaură în stratul de ozon, așa, sau creșterea treptată a temperaturii, de care făceam aici vorbire frumoasă, așa, probleme regionale, să zicem, în zona Europei în care locuim și probleme locale, să zicem, în zona noastră, zona de nord-est a țării, în zona județului, așa, și toate acestea apar. Sigur, din păcate, nu toată lumea pricepe ce ni se întâmplă, pentru că
acțiunea aici fermă ar trebui să fie îndreptată în direcția opririi acestei încălziri globale, care are ca și principală cauză arderea combustibililor fosili, inclusiv în automobile cu care a venit acea emisiune. Așa este. Așa este. Dar legat de ceea ce spuneați cu acele 40.000 de hectare calamitate, despăgubiri. De ce? Pentru că s-a făcut o lege, există cadrul legal, sau mă rog, s-au mai făcut asigurări pentru fiecare locuință în parte, a noastră, a celor de aici, a celor care ne privesc, 10 euro de falcat, 10 euro, 20 de euro în funcție de materiale de construcții. Practic s-a acord despăgubiri. Paternalistă, noi românii ne-am învățat 50 de ani, până cu 30 de ani, că cineva are grijă de noi. Cineva ne asigură școala gratuit, cineva ne dă servicii până și la pensie, dar nu loc, nu serviciu sau loc de muncă, ci un loc unde să stăm până și la pensie, cu ghilimele sau fără ghilimele aferente. Și atunci, sigur, și acum, domnule, eu am pus niște cucuruz, 7 hectare, mis calamitate datorită inundației, nu m-am asigurat, dar cineva trebuie să-mi dea niște bani. Făceam o vorbire de ei. Și sigur că una dintre aceste măsuri este realizarea acestor asigurări, la care sigur se dau și un pic de subvenție. Însă lumea în general se ferește să facă această cheltuială și noi cu toții avea să ne îmbogățim așa în ultimii 30 de ani, dacă este posibil, riscând un pic. Ori dacă ne comparăm cu familiile, mă rog, de oameni bogați din lumea asta, care au început să facă averile de până 1800, cred că suntem cam prea harnești, cel puțin în gândire, și atunci uneori mai scapă mâna la mișcarea aceea de circunducție, pe urmă mai ajung în temniță și așa mai departe. Dar uitându-se că singurul izvor, de fapt, de bunăstare și de avuție este munca. Da, sau cum vorbeam înainte de începerea emisiunii, cineva trebuie să facă ceva. Cineva trebuie să facă ceva. Nu se știe cineva... cum îl cheamă pe acel de oricum, cineva. Dacă stăm să ne uităm în statistică, cel puțin la noi, la Meteo, să știți că oamenii se asigură. Deci dacă acum 10 ani de zile erau și atunci fenomene, erau și atunci pagube, da? Nu venea nimeni. După confirmarea că a fost un fenomen. Dar pe anul trecut, mai ales în ultimii ani, că au fost mai multe fenomene, nu zice nimeni, dar au venit de 100 de ori mai mulți oameni care să ceară confirmări ale fenomenelor care au putut să producă pagube în zonele lor, că la case, că la mașini, că la culturile agricole, au venit să ceară astfel de confirmări. Foarte bine. Eu mi-aduc aminte, mi-a rămas în minte acel vânt puternic din 17 septembrie 2017, de anul trecut. Vijelia aia mare, care, mă rog, a lovit și Clujul mai puțin. Care e un fenomen climatic nou și ciudat. Nu prea au fost din astea extrem până de noi. Ciudat. A fost extrem de ciudat. Cei care l-au trăit, probabil că s-au convins văzând acel zid negru care vedea dinspre vest. Eu veneam dinspre aeroport la vremea respectivă. Deci așa ceva chiar că te impresionează, nu te poate lăsa indiferent. E fiind o linie de vijelie lungă de câteva 200-300 de kilometri lungime. Da, Maramureșul. Da, deci de fapt, linia respectivă intrând undeva Banat-Crișana. Uh-huh. Deci exact. Pe distanța aia de la Oradea la Arad, să zic așa, era distanța acelui front de rafală sau front de vijelie. Și acela s-a deplasat frumos peste Apuseni. În momentul în care a escaladat Apusenii, acolo s-au și produs cele mai multe pagube în momentul în care a căzut în depresiune. Exact. Deci viteza cea mai mare confirmată în țară, la momentul respectiv, a fost la Huiedin. Da. Și a fost de parcă 42 de metri pe secundă, undeva la 150 de kilometri pe oră. Nici altă stație pe unde a trecut nu a măsurat o astfel de intensitate a vântului. Da, acela a fost un fenomen... Cred că dumneavoastră v-ați gândit la odată, acum 2-3 ani, nu se făceau asigurări pentru înghețurile timpurii de toamnă sau cele târzii de primăvară. Sigur că această chestiune, pentru că asta era una din principalele cauze, așa, de pierdere de producție în pomicultură sau în legumicultură. Dar între timp s-a reglementat această chestiune și fermierii
cei de la mijlocii în sus au început să-și facă asigurările. În pomicultură sunt acele plase speciale, plase, da, așa. Da. Și sigur că aș vrea să spun acum că Ministerul Agriculturii, de anul trecut și până anul ăsta, a pus în funcțiune niște puncte de lansare a unor rachete antigrindină. Un efect economic extraordinar, deci pe calcul făcut în acest an, un leu cheltuit pentru lansarea acestor rachete a adus beneficiul de 14 lei sau respectiv a scăzut niște pierderi potențiale de 14 lei. Și acest sistem de rachete antigrindină se va extinde și în continuare după planul guvernului. Astăzi acoperă 1 milion și ceva de hectare. Deci un lucru extrem de important pe care voiam să-l menționez neapărat. Și cheltuielile cu acestea nu sunt foarte, foarte mari. Sigur că mai de mult să mai prevenea, nu? Grindina cu clop, trasul clopotelor. Da, dar un anume. Să știți că sunt și alte tehnici de antigrindină. Sunt pentru suprafețe mici, e drept, sunt acelea cu cu ultrasunete. Au ca un fel de pâlni, niște sirene pe sol, oamenii. Adică agricultorii, și când vine norul, îi dă drumul. Și ultrasunetele respective împrăștie norul, deplasează norul de pe tarlaua lui, se duce la vecinul. Dar același lucru se întâmplă și cu acele rachete antigrindină. Practic, în momentul în care aperi o zonă, tu tragi cu rachetele în norii respectivi, îi disipi o parte, dar energia... Se disipează și ideea de bază este ca să ajungă apa jos sub formă lichidă. Energia din nor nu se disipă. De forma cum vine apa jos. Da, dar... Solidă sau lichidă. E oricum, rachetele respective nu trag peste teritoriul, că în afara teritoriului protejat. Amintează la un moment dat de irigație, doamn profesor, și chiar voiam să spun într-o emisiune, acum foarte bine că mi-a și adus aminte, legat de o delegație la care am participat, organizată de TVR Cluj în Israel, pentru anumite emisiuni care le-am realizat acolo, dar, mă rog, plimbându-ne, deplasându-ne la locații, am observat mare parte din ceea ce înseamnă Israel. Dacă în primele zile vorbesc de mers la Tel Aviv și într-un kibbutz, am văzut doar pământ steril, un fel de deșert, dar niște autostrăzi super, super. Mergând spre Haifa, mergând spre Marea Moartă, am văzut ce înseamnă 20 de kilometri de deșert, nimic. Arid complet, e prima oară când văd așa ceva. Iar apoi încep plantațiile de palmieri, de portocali, de măslini. Nu-ți vine să crezi, cum Dumnezeu, irigații peste tot. La hotelul la care stăteam și pe terasa unde mai vorbeam seara, la un pahar de vorbă, erau, nu știu, doi palmieri, niște flori pe acolo, niște frunze, ceva, nu m-a interesat, dar toate cu picurători. Dimineața începeau, fâsâiau pe acolo, se vedea că picură, la un moment dat se opreau. Incredibil ce au reușit să facă. Și din poveștile pe care le-am auzit de la localnici, de la cei pe care am întâlnit într-un kibbutz pe care l-am vizitat, și care produce tot ce vrei. E incredibil. Nu explicați telespectatorilor ce e acela cu kibbutz. Poate că unii nu știu. E mai fermă. O fermă. O fermă în care se trăiește curios. Mă rog, se trăia curios până acum vreo 6-7 ani. Un fel de ceapeu în care toată lumea lucrează, mănâncă la o cantină, am mâncat și noi acolo. Mă rog. Dar ceea ce spuneau cei de acolo, că în 49, în anii 50, 1950, prim-ministru Ben Gurion a spus că trebuie să facă agricultură în deșert. Ei, ce m-a mirat pe mine din explicații de ghide a fost faptul că nu au râs de el, auzind ce scoate pe gură. Și zice, bun, bun, dar cum, Beni? Păi zice, vine unul cu o idee, trebuie să căutăm apă. Au forat la nu știu câte sute de metri, au găsit apă, era sărată. Păi ce n-avem la ce folosi? Zice, nu, vine altul și zice, hai să facem un lac și să punem pești din Marea Roșie. Culmea că era la fix salinitatea și au putut să trăi acești pești acolo. Bun, și ce facem până la urmă? Că nici pământul nu ne permite. Și au adus, nu știu câte spunea acel ghid, sute mii de garnituri de tren cu pământ din România, din Cernozion.
cu care au înființat un chibuț, au văzut că merge, până la urmă au făcut și acele uzine de desalinizare a apei. Și chiar vorbeam cu colegii mei în autocarele cu care am circulat prin Israel, dacă ar avea ei pământurile noastre, mamă ce agricultură ar face. La cât este la noi pârloagă, hai să-i spun așa cum spune fiecare când vede lăsat pământul în paragină, ce ar face oamenii aceia, cred că n-ar mai putea de bucurie. Dar asta este o altă Este vorba discuție. De un sistem de irigații, într-adevăr, de cam de ultima generație, la care prin apa de irigat se duc la rădăcina plantelor și substanțele nutritive necesare. Deci, practic, acolo nici n-au nevoie de pământul, nici chiar din România. Solul acolo are doar rolul de suport al plantei. Exact. Tot ce trebuie exact. Plantei merge într-un sistem de tubulețe din plastic, de dimensiuni din ce în ce mai mici, până la rădăcina plantei. La noi, în România, sigur că pe o suprafață arabilă de circa 9,4 milioane de hectare arabile, în care 7 se pretează la, practic la orice cultură, dacă ne-am pune sistemul de irigație în funcție, l-a lăsat de comuniști, abandonat de comuniști, a fi extraordinar. L-ai furat de mult. Sigur, atunci se puteau iriga pe vremea aceea, până în 1989, circa 2,4-2,5 milioane de teren. Acum, în ultimii 2 ani s-au pus în funcțiune instalații care pot și am irigat efectiv circa 1 milion de hectare. Efortul financiar este destul de mare al Ministerului și sigur că este nevoie acum de intrarea efectivă în joc și a celor care au terenul de o parte și de alta acelui canal. Deci clar. În județul Cluj aș vrea să mă laud că, mă rog, l-am convins pe domnul ministru, hai să încercăm să dăm drumul de apă pe canalul de la Moldovenești Mihai Viteazul înspre Călăraș. Era furate, sigur, și sunt și astea toate dalele, dar între timp canalul acela trapezoidal a crescut în ultimii 20 ceva de ani vegetație mai înaltă decât arbuzoide de tot felul, mai înaltă decât, ce știu, 2-3 metri deasupra canalului. Știți? Și atunci ministerul ne-a dat niște bani, l-a curățat, am băgat apă pe canal și sigur că, cum ziceam aici în platou, având un nivel de precipitație destul de bun, un proprietar de teren de câteva sute de hectare de undeva de lângă canal, apoi ce domnul profesor, ați băgat acum apă pe canal, dar pe ce anul s-au plouat. Sigur, m-am oprit să vorbesc și mă mulțumesc de Dumnezeu că m-a stăpânit să nu vorbesc cum nu trebuie. Trebuie să intre și dumnealor în joc, pentru că ghișeptul, afacerea este lor. Ei, dacă au acest sistem de irigație, cele 5.000 de hectare de acolo pot să dea o producție de 6-8 tone la hectar, chiar în perioada de secetă. Fără canal, când este secetă, vor avea 2-3 tone. Să facă bine, să-și înmulțească și știu exact cât câștigă. Dar ei se uită la ei, spectatori, așteptând să vină cineva. Bun, acel cineva a mai făcut odată lucrul ăsta până în 2003, când a fost o secetă mare, am adus tot sistemul din sud. Așa, știi, și între timp, mă rog, 2004 a plouat, a fost în regulă, pe urmă eu m-am dus în altă parte de la Direcția Agricolă și iară s-au furat toate acelea. Și acum, a doua oară, încercăm să facem acest lucru, dar până nu se conving ei că este în favoarea lor și ei câștigă de acolo. Mi-aduc aminte, în 2003, și cu asta mă opresc de la capitolul ăsta, când am adus sistemul acesta de aripi de ploaie din sud, de la niște județe care nu se treziseră că-i secetă încă, așa, zice, domnule, am organizat acei fermieri în asociația utilizatorilor de apă. Domnul director general, astea cine le va păzi? Domnule, o zi pe lună vine eu de la Cluj, în rest poate încerca voi, că voi le folosiți, cine să vi le păzească? Sigur că cel mai mare proiect și mai ambițios al Ministerului este pornirea canalului acelea Siret-Bărăgan, este pe 190 de kilometri, de un baraj de undeva din mai înainte de Focșani, cu 40-50 de kilometri și care poate permite irigarea vreo 700.000 de irigări, de hectare, 700.000 de hectare. Ce este important, că Ministerul a cerut și a obținut să treacă în administrarea lui și se vor băga niște bani serioși și sigur că, repet încă o dată, pentru toți fermieri, numai și numai în asociație și în colaborare pentru ei, pentru că lor le va duce profitul maxim. Deci în momentul când ai o siguranță a unei anume producție. Să zicem, la noi, la români, consumul mediu de cereale este de 0,4 tone. Plus, suntem 20 milioane, ne trebuie atâtea tone, 8 tone, să zicem, de cereale. Și acestea le pot obține, dacă avem irigat 1,5 milioane, 2 milioane de hectare,
atunci tu ești sigur că nu vei importa cereale niciodată. Asta este siguranța alimentară a țării. Asta este o chestiune la care domnul ministru Daia, alături de niște oameni, așa a făcut-o. Ce-a mai făcut în plus, deci a fost niște discuții cu partea de cercetare. Pentru că este extrem de important să se lucreze la găsirea unor soiuri hibrizi care să consume mai puțină apă pentru a ajunge la producția dorită. Deci, poate nu multă lume știe că pentru o tonă de substanță uscată, vegetală, o tonă de grâu, să zicem, dacă luăm numai substanța uscată așa, ar fi nevoie de 1000 de tone de apă. Deci, în apa este, mă rog, mâncată, consumată în agricultură, în proporție de 70% din apa potabilă. Și atunci trebuie să facem, pe de o parte, soiuri mai rezistente la secetă, ca să consumăm mai mic de apă, apoi trebuie să diversificăm numărul plantelor de cultură de toamnă, care beneficiază de precipitațiile de așa. Și sigur, a treia chestiune este de musai, ca de bunăvoie, este asigurarea de irigație acolo unde se poate. Ca să ne apropiem puțin, nu neapărat să facem la picătură, că noi putem face irigații până la aspersiune sau până alte metode care sunt înainte de acea cea mai modernă metodă de irigare care a dus dumneavoastră. Da, într-un orice caz este ceva extraordinar să vezi în deșert livezi de-a dreptul și culturi de tot felul de plante, tot ce am mâncat, ne spuneau cei de acolo că sunt legume din Israel. M-am crucit, asta e adevărul, am și spus că pe asta aș realiza câteva reportaje, cum Dumnezeu oamenii au reușit să facă din deșert așa deci ca o oază. Deci cred că este o chestiune extrem de simplă, este o chestiune de management. Bine, ce am de făcut? Lucrul acesta, cum îl fac, e metode mijloace și apoi defalcarea operațiunilor efective de realizat acest lucru. Și urmărirea diabolică. Sigur că la noi orice astfel de chestiune, de fapt, se rezolvă printr-o legiferare corectă. O legiferare care să favorizeze ceea ce vrem noi, în cazul acesta, să ajute, așa, la folosirea acestui potențial extraordinar pe care îl are țara noastră. Toate celelalte țări care au intrat în Uniunea Europeană, noi, din blocul comunist, s-au strecurat, practic, în Uniunea Europeană din punct de vedere a suprafaței de teren, except în Polonia. Noi, cu suprafața noastră de teren, putem fi extrem de utili în Uniunea Europeană pentru asigurarea cei de siguranțe alimentare în interiorul Uniunii Europene, având în vedere faptul că una dintre primele politici comune ale Uniunii Europene așa a fost politica agricolă comună. Unul exact. Din primele scopuri. Dar, ca să nu îi mai importe mâncare de unde? Din America, Canada, Australia, etc. De acel plan greu ne vom apropia. Chiar am discutat, cred, la începutul acestui an despre PAC, politica agricolă comunitară. Nu știu cât de ne putem mula noi pe acel plan, dar haideți să vedem. Putem face o discuție când vreți dumneavoastră pe subiectul ăsta? Cu siguranță și e foarte interesantă și cu argumente cât de multe. Dar știu că nu îți place să te arunci în previziuni ale vremii pe perioade foarte îndepărtate, dar tu, normal ca și orice om, la ce te aștepți în anii care urmează? Mă refer aici la fenomene cum au fost sau la ani... Uite, anul ăsta, din punctul meu de vedere cel puțin, a fost un an mai calm. Au fost vreo două, trei furtuni mai nervoase puțin, dar nu ceva... Nu trebuie să raportăm totul din pricina precipitațiilor. Trebuie să vedem și alte fenomene, schimbările bruște de temperatură. Iar sunt un fenomen care pe unii afectează, nu pe toată lumea. Așa este. Da? Dacă am avut o toamnă lungă și secetoasă, am zis ce frumos e, da? Exact. Dar s-au plâns agricultorii, că nu au avut precipitații și a lipsit apa din sol. Da? Și atunci, și pe viitor, aceste schimbări bruște vor fi din ce în ce mai bruște și mai rapide, parcă motorașul care le conduce a prins viteză. Aha,
s-a pus la altă tensiune și începe să vină din ce în ce, să se miște din ce în ce mai, mai rapid. Iar dacă nu se mișcă, vom avea astfel de blocaje, cum am avut și în această vară, în, mai ales în lunile mai și iunie, unde am avut și cantitățile cele mai mari, în care acei cicloni, că erau mediteraneni, că erau islandezi, rămâneau aici, nu se duceau mai departe. Deci era, că era atunci, la un moment dat, povestea respectivă era cu campionatul mondial din Rusia și toată lumea spuneau că au făcut. S-a suprapus acel blocaj care era nu neapărat peste Rusia, dar acel blocaj se continua undeva până în Asia Centrală. Deci era un blocaj la scară globală, practic. Da, da. Și atunci acele precipitații s-au oprit la noi. Au avut ani în care acele precipitații au fost blocate un pic mai la vest. Și am avut atunci, vedeam în Germania, în Austria, în Italia, inundații și așa mai departe. Și noi am avut o vreme călduroasă cu temperaturi de... ajungeau frecvent, mai ales în sud, 40 de grade. Da, da. Și iar ne plângeam. Deci astfel de fenomene se vor întâmpla. S-ar putea să avem, cum au avut americanii și chinezii în iarna trecută, una dintre cele mai grele ierni. Da? Noi ce am făcut la un moment dat, adică nu noi, meteorologii, hai să zicem noi, în general, cititorii de pe net. Da, da. Așa. Cineva scrie acolo că va fi cea mai rece iarnă din ultima sute de ani. Da? Exact. Am preluat și noi. Da? Da? Și tot, va fi cea mai rece iarnă din ultima sute de ani. Dar n-am văzut cine spunea, noi ăștia la care am preluat de la cine, n-am văzut că de fapt, da, ei spuneau că va fi cea mai rece iarnă din ultima sute de ani în China și în America. America. Da? Și noi am preluat-o că ar fi tot și la noi. Și așteptam și la noi să vină iarna aia rece. Și s-au mai păcălit, să zicem, și câțiva specialiști. Da? Și au așteptat să fie o iarnă rece, s-au așteptat să fie cu zăpadă și așa mai departe. Și ne așteptam la un an agricol cu un debut spectaculos, pentru că așteptam o cantitate de apă destul de mare în, da, în sol. Și n-a fost chiar așa. Începutul n-a fost chiar cu apă suficientă în sol. Apa suficientă a venit maiul. În mai și în iunie îmi spuneau prietenii mei de la munte că cum e vremea? Zice, Radule, ce ca la tropice. La 1, la 2, maxim la 3 plouă. Da. Exact. Și cu o ploaie rapidă, pe la un 5 după amiaza să iese soarele și ca, da, la tropice. Era filmul frumos. Adică că nu se... intensitatea precipitațiilor din zona respectivă nu era... să producă și pagube. Nu, nu. Dar au fost destul de multe zone afectate de aceste căderi de precipitații și cred că nici nu au fost toate contorizate. Ce se contorizează, am văzut, de exemplu, am spus de acel 17 septembrie, da? Practic s-a contorizat doar pagubele pe care le-a produs statului vântul, adică la clădirile și la obiectivele de la stat. Și cele de la privație sau anumite, au fost foarte mulți în zona Uedina. Au fost, dar în statistică, în statistica finală, nu au intrat, că au fost doar cei care au fost despăgubiți. Sate întregi din Sălaj, Maramureș, Cluj au fost afectate, dar nu, nimeni nu le-a mai contorizat. Da. Da. Uite, și în caz de evenimente de genul acestea, evenimente extreme meteorologice, care este la voi calea prin care puteți anunța cel mai repede? Pentru că acum, ultima oară, la asta aș vrea să mă refer, am văzut pe telefonul meu că la un moment dat bâzea, iurea și alert ro, n-am înțeles. Este, să zic, viitorul. Aha. Viitorul,
avertizărilor meteorologice, nu numai avertizărilor meteorologice, orice tip de avertizare, că e meteorologică, că e hidrologică, că e de alte calamități care se pot întâmpla sau... Seismică, incident. Da, așa, care se pot întâmpla în zonă. La ora actuală, fluxul acesta informațional este destul de, de greoi. Mm-hmm. De la noi pleacă și ajunge în secunda 1 către toate... să zicem, autoritățile care pot să ia măsuri. Și acestea se mișcă. Se mișcă. Așa. Dar problema este că în comitetele locale pentru situații de urgență ajunge la 2-3 oameni. Și acei 2-3 oameni, în mod normal, așa ar fi văzuți, ca și cum ar fi, de fapt, niște dispeceri în localitățile respective. Dar dispecerul respectiv, cine e, de fapt? Primarul. Care primarul poate avea o mie și una de alte probleme și nu stă pe telefon să vadă de câte ori bâzie telefonul. E plecat din localitate, la medic sau e undeva. Păi, da, dar el ar trebui în momentul în care de fiecare dată când bâzie telefonul să ies, opa, să, uite, avertizare meteo, gata să distribuie, să... atenționeze și să informeze populația că se apropie un fenomen meteorologic sever în zona respectivă. Într-o anumită zonă, da. Ei, de multe ori și îl primește târziu, și îl primește o avertizare care nu-l privește pe el, de ce? Ca și cine distribuie informația ca să fie sigur că ajunge la toată lumea, trimite la toată lumea. Și atunci... după ce au primit sute de avertizări în care el nu era implicat și nu s-a întâmplat nimic, nu le mai bagă în seamă. La fel s-a întâmplat și cu 17 la septembrie. Nu au băgat nimeni în seamă acea avertizare, s-au trezit și ziceau, bă, s-au adevărit odată. S-au adevărește de fiecare dată. Dar zonele pe care noi le atenționăm, nu ajung avertizările. Acum, nu ajung oameni. Nu ajung exact în zonele pe care noi ne muncim să le selectăm și să le avizăm. Știi cum e? La ora actuală ca și cum faci ceva la care încă nu trebuiește la nimeni. Da. Dar când se întâmplă pagube și nu știu ce, toată lumea începe toată lumea să sare în sus. Că n-am primit, nimeni, că nu ne-a anunțat și așa mai departe. Și de aceea va intra acest sistem în vigoare, acest RO Alert, care ce va face? În... UAT-ul care noi îl avertizăm, oamenii de acolo, toți care au telefoane în zona respectivă, căs localnici sau în tranzit, li va băzi telefonul în care apare acea avertizare că în și acea avertizare se va întâmpla și se va primi cu câteva minute sau chiar zeci de minute înainte ca fenomenul să apară în zonă și atunci pot să-și pună la adăpost și bunurile și pe ei însuși. Să nu vedem acele situații cum vedem că e grindină și omul stă pe mașină să-și păzească mașina să nu o spargă grindina. Da? Așa este. Asta da, ar fi un sistem foarte interesant și bun. Poate mai țineți minte că a fost un cutremur ceva mai vioi, cred că în septembrie anul acesta, și nu a funcționat, s-au plâns bucureștenii că acel RO Alert nu i-a atenționat. Și domnul Arafat spunea că nu, că la seism nu funcționează câteva secunde, la 30 de secunde, în 30 de secunde. Acolo e mai complicat, cred că, de anunțat. Eu aș vrea să zic câteva cuvinte despre felul în care noi am putea preveni să apară aceste fenomene meteo. Sigur că acest lucru ar trebui discutat un picuț legând agricultura de mediu înconjurător. Dacă, mă rog, suprafața de uscată a pământului o știm, de pe suprafața de uscat o treime, cam 30%, dar se poate folosi pentru agricultură, populația crește la 12-13 ani, se leagă încă un miliard, acei oameni trebuie să mănânce. Și atunci tendința este de a mai mări suprafața de teren pentru agricultură, cum tăim pădurile. Atunci, deci asta ar fi prima măsură de stopare a tăierii pădurilor, apoi de a menține zone din acestea cu perdele forestiere pentru a reduce din intensitatea vântului, apoi de a face o agricultură și a respecta cele bune practici în agricultură, măsură introdusă și prin APIA, impunând o anumită conduită. Pentru că, în caz contrar, România astăzi
Situația se agravează. România astăzi pierde peste 1000 de hectare în fiecare an. Acest lucru așa se întâmplă așa mult, deci practic să zicem e cam suprafața arabiei la unei, jumătăți de comună sau așa din zona noastră, cam 2000 de hectare. Asta prin decertificare? Prin decertificare. Asta se face datorită folosirii iraționare a terenului, punând cultură de porumb 12-15 ani la rând. Acest lucru se întâmplă și avem în lungul Dunării zone întinse cu dune precum în deșerturi. Aș vrea să trag un semnal de alarmă în ce sens. Noi discutam la telefon când am discutat despre această emisiune despre Raiul Antichității, care da, era între Tigru și Eurofat, nu? Așa, și unde dumneavoastră a fost în zona aceea, ce e deșert, cât vezi cu ochii. Lăsând la o parte irigarea aceasta pe împicătură pe care o fac ei. Discutând despre Nordul Africii, despre Cartagina, războaiele punice cu 3-400 de ani înainte de Hristos, așa, ce-o fi căutat romanii acolo? Nordul Africii în vremea aceea era grânarul Romei. Și ce au făcut, mă rog, latifundiarii romani? S-au dus, s-au tot tăiat pădure ca să cultive grâul și mai mult, bani până s-a ajuns aici, sau exemplu cu insula Paștele. Atunci, sigur că niște astfel de măsuri trebuie luate, gândite și în mod special, deci mă adresez tuturor deținătorilor de teren agricol, cei care fac agricultură, pe suprafață deci mai mare de 50-100 de hectare, să urmărească cele bune practici agricole, acea alternanță a culturilor care să păstreze calitatea solului. Este o componentă de bază, așa numite dezvoltări durabile, care trebuie să intre la toate nivelurile educaționale, pentru că, care, ca și esență și definiție foarte scurtă, ar fi asigurarea nevoilor noastre, celor de astăzi, din toate domeniile, dar cu condiția să lăsăm și generațiilor care vin posibilitatea să mai aibă niște combustibili fosili, să mai aibă aer curat, să mai aibă sol curat sau apă potabilă. Una dintre marele probleme ale apei și care noi ne batem joc de apă, de aceea zic, este că astăzi peste 1 miliard de oameni nu are apă potabilă. Așa și din acest punct de vedere, deci au necazuri, boli, etc. Sunt țări astăzi care importă apă. Dacă continuăm în ritmul acesta, peste 4 miliarde, China e unul dintre mari importatori de apă. Pentru că procesul acela de fotosinteză, unde ziceam că trebuie, mă rog, pentru gram de substanță uscată, 1000 de grame de apă, se întâmplă în frunză. Frunza ia bioxidul de carbon din aer, așa, și apa din sol. Dacă nu este apă, sigur că procesul nu mai are loc. Atunci nu mai avem hrană. Atunci putem păți ca cei din insula Paștelui, care în anul 1600 au dispărut ca populație pentru că au tăiat toată pădurea și la urmă au făcut niște statui cu care să implore divinitatea să le aducă apă sau mâncare. Și nu mai era de unde. Da. Dar această etică față de apă, noi trebuie să o vedem și altfel și le spun și studenților mei, pentru că noi, clujenii, suntem norocoși. Avem apă din acumulările acestea din amonte, o apă curată. Acolo avem o singură problemă, pentru că sunt niște autorizații date pentru niște pensiuni, la care fosele septice sunt golite probabil odată la 10 ani, în ghilimele, și vă las pe dumneavoastră telespectatorii sau vreau să se înțeleagă oarecum și de ce. Se tratează la Gelău apa, așa, și apoi intră până locuințe pe la noi și de la WC, de la bucătărie, din toate comunitățile induse și așa mai departe, noi la stația de epurare. Se epurează, iar de la stația de epurare intră înapoi în emisar, adică în Someș. Cei de la Dej încolo iau apa aceasta, o bagă în stația de tratare și o duc în casă în continuare. Sunt sigur că aici apelul ar fi ca să nu aruncăm în apă substanțe toxice, resturi de chimicale folosite în tratamente până în zootehnie sau până în producția vegetală. O nouă etică, să-i zicem, față de apă, gândindu-ne că în aval sau dacă nu cel mai rău caz la Dunăre, da, sau în cel mai rău caz ciorba de pește din delta, tot cu apă care trece pe la noi până baie. Da, asta cu etica, cu civismul ar trebui din prima care este educație. Prima care educație. În clasa a treia, sau mă rog, din familie și apoi din la școală, și spuneați că ar trebui să li se recomande celor care au exploatații agricole mari să nu facă greșeli. Nu, prima oară, da, îi faci așa. Ai grijă că ai greșit. Dar a doua oară, l-arzi. Pentru că în țara asta, deocamdată... În primul rând, nu-i mai dai subvenția. Și apoi l-arzi. Și după aia l-arzi și să vezi... De arsură și aia. Arsură mai blândă. mai blândă. Da, deci mai avem vreo 4-5 minute.
Da, ce spuneai, mai puțină zăpadă de Crăciun, de anul nou în zonele joase, cum este și Clujul. Cei de la munte vor fi mai veseli în cazul în care își doresc zăpadă. Da. Temperaturi nu foarte scăzute. Nu. Deci acum totul trebuie să ne raportăm la mediile din ultimii 20 de ani. Deci din 2000 încoace. Degeaba ne uităm ce a fost în anii 60-70, că nu ne coborâm până acolo. Deci noi ne vom uita, acum trebuie să ne raportăm la mediile din ultimii 20 de ani, că practic saltul de temperatură de un grad, deși vede frumos, este din 2006. Exact, din 2006 este anul în care, este primul an în care a sărit temperatura medie cu un grad. Și s-a menținut acolo. Deci, foarte frumos să vede. Ei, și atunci, la asta trebuie să ne așteptăm. Deci tot ce-a fost, cu un grad în plus. Și în plus. Da, așa e ușor de făcut. Gaze cu efect de seră, GES prescurtat, efectul de seră. Dacă vor, într-o zi senină vă duceți la Belvedere și o să vedeți așa în jos, înspre Someșene, o plâcă așa roșiatică, rozurie, da. Așa, de o adâncime diferită. Deci aceea este folia de polietilenă de la seră, în ghilimele. Și așa nu s-avin razele solare, cele calorice, până la pământ, trec până acelea, se reflectă până la folie, deci până la stratul acesta de gaze cu efect de seră și apoi se reîntorc pe pământ. Deci asta este încălzirea globală, asta da, este efectul de seră. Da, da, depinde și de circulație, depinde mai mulți factori. Depinde dacă arde rampa de la pata râd, iar contează foarte mult. Mulți factori. Oricum, și ianuarie va fi destul de sărăcut în precipitații și mai călduț. Dar ce am observat, parcă februarie va fi mai ciudat. Adică, după cum arată configurația barică pentru luna februarie, am putea spune că o să avem foarte multe precipitații. Acum, să vedem și să ce vedem cum vor fi. Și ce soi. Dar vor fi, dar după cum am văzut, vor fi mulți cicloni mediteraneeni care vor putea aduce și multe ninsori sau multe precipitații lichide. Deci rămâne numai să ne rugăm la Dumnezeu intens ca aceste precipitații să vie pe culturile agricole sau pe terenurile arabile. Aici, da. De exemplu, acum bine ar fi ca să fie zăpadă. Da, de ce? Corect. Pentru că zăpada, când am avut, acum 2 ani de zile, am avut iarăși o iarnă cu mai multă zăpadă, da. Ei, după aceea an am observat că a crescut din nou pânza freatică. Corect. Da? Anul trecut n-am avut zăpadă. Iar s-o lăsat pânza freatică. Deci stratul de zăpadă din timpul iernii, cu cât e mai consistent, cu atât ajută mai mult la refacerea pânzei freatice. Iar pe de altă parte este folosit în mod special de culturile de toamnă. Da, e plapuma pentru culturile de toamnă. Pentru culturile noastre agricole, apa se ia din precipitații, când vine, cum zice bunul Dumnezeu, din irigații. Din apele dulci, râuri, pârâuri, lacuri dulci, așa, și sigur că din apa freatică. Dar noi nu avem fenomenul acesta. China și India iau apa din pânza freatică și pânza freatică coboră din ce în ce mai jos. Nivelul de sondare și pentru a aduce apa de acolo este din ce în ce mai mare. Au apărut niște fenomene de lăsare a terenului, încât calea ferată, dacă nu mai avea suportul acela de desubt, așa, pe care stătea terenul, era un pic de apă, așa, terenul s-a lăsat și calea ferată a rămas în aer. Deci fenomenele astea se întâmplă, deci se văd în China și în Mexic. Asta am spus să întăresc și cred că și la americani. Da, vorbim despre politica agrară comunitară într-o emisiune viitoare. Deocamdată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ne revedem, ca de obicei, vă spun din nou, miercuri, la ora 19. Până atunci, numai bine!